Bună seara, sunt Raul Chiș, urmăriți Clujul în realitate. Subvențiile la încălzire pentru clienții regiei autonome de termoficare nu dispar la Cluj, chiar dacă orașul nu va mai primi bani de la bugetul central. Indiferent cât de bogați sau sărați sunt clujenii racordați la sistemul centralizat, vor fi ajutați să plătească o factură mai mică. Pe banii primăriei, evident, un lucru se schimbă totuși prin ordonanța de urgență pregătită din Ministerul Muncii. Pe lângă aceste subvenții, se mai acordă și ajutoarele pentru încălzire vor crește proporțional cu gradul de sărăcie al celor care le solicită. Despre acest subiect, dar și despre altele la fel de importante, discutăm cu viceprimarul Laszlo Odilo și cu președintele PSD Cluj-Napoca, Mircea Joș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bună seara! În primul rând, aș dori, domnului viceprimar, să explicăm tehnic ce cu această gigacalorie, cât costă ea în mod real și cât plătește fiecare dintre noi pentru ea. Cei care sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire administrat de Regia Autonomă de Termoficare, care, trebuie să spunem, este o regie subordonată Consiliului Local. Da. La ora actuală, această regie, care dispune de 67 de centrale termice dispersate în diferite locații, a funcționat cu o subvenție de 47% a prețului gigacaloriei. Din această subvenție, jumătate era suportată de către Consiliul Local, cealaltă jumătate de către Guvern. Ea se adresa tuturor persoanelor sau, mă rog, chiar și societăților care erau racordate la prin apartamentele respective, erau racordate la sistemul de încălzire centralizat. În afară de aceasta, și, mă rog, prețul de producție a unei gigacalorie mediu la nivelul municipiului este de 351 de lei pe gigacalorie. Deci avem un preț la producția de gigacalorie de 351 de lei, așa, dar prețul care vine pe factură fiecărui abonat este de 165 de lei. Așa. Pentru datorită unei subvenții. Subvenție care e suportată de guvern și de bugetul local. Intenția noastră este, din discuțiile avute, din discuțiile preliminare avute cu colegii, este că vom încerca și nu intenționăm să modificăm această valoare care urmează să fie plătită de către populație. Trebuie să spunem, vă spun și de ce. Da. Dar mai întâi, scuzați-mă, trebuie să spunem că guvernul nu va mai plăti această subvenție. Deci, practic, rămâne ca partea guvernului să fie suportată din bugetul local? Da. Și în paralel mai există un sistem, deci aproximativ 9500 de familii față de 24-25.000 anul trecut s-au adresat autorității locale pentru ajutorul de încălzire. Aceste 9400-9500 de familii beneficiază de un program suplimentar de ajutor, care sunt niște criterii sociale, și au beneficiat de un ajutor suplimentar, dintre care aproximativ vreo 6.000 au fost racordate sistemului centralizat de încălzire. Da, trebuie să spunem că guvernul și prin Ministerul Muncii condus de domnul Lăzăroiu vine cu un proiect de ordonanță de urgență care spune așa, că modul de acordare a acestor ajutoare de care spune se modifică și potrivit proiectului ajutoarele de încălzire pot varia de la 5% la 90% în funcție de veniturile lunare pentru fiecare membru al familiei. Ceea ce înseamnă că dacă sunt foarte sărac sau dacă am venituri foarte modeste, ajutorul va fi mai mare. Pentru o familie care are venituri, de exemplu, de 155 de lei lunar pe membru de familie, va primi 90% din suma datorată ajutor pentru încălzire. Familiile cu venituri cuprinse între 155,1 și 210 lei vor beneficia de 80% din această factură, ajungând până sus, când cei cu venituri cuprinse între 615,1 lei și 786 vor primi ajutor doar în proporție de 5%. Bun, acum nu știu dacă s-a făcut un studiu să se vadă cel puțin la Cluj câți dintre cei care sunt racordați la sistemul centralizat au aceste venituri, cum se împart lucrurile. S-a făcut și avem o situație foarte clară, pentru că, mă rog, ajutorul de încălzire are niște criterii extrem de stricte și se iau în considerare venitul familiei, mă rog, bunurile deținute și așa mai departe. Uh-huh.
Și aici nu este nicio problemă. Dar aș dori să mai continui un pic ideea. Încă din anul 2005 noi am pornit un program de modernizare. Inițial au fost câțiva pași făcuți și în anii anteriori. În 2005 am demarat un program masiv de investiții pentru modernizarea acestor centrale și ca rezultat costurile noastre de exploatare au fost reduse cu vreo 30%. Și chiar și în aceste condiții nu sunt foarte multe orașe adevărat, dar sunt câteva. La Constanța se plătește mai puțin, 150 de lei pe gigacalorie și la Ploiești 139 de lei pe gigacalorie. Domnule Mircea George, de unde începe sărăcia la Cluj-Napoca? Nu știu, eu... Cine poate să beneficieze și cine nu? Cine e just să beneficieze de ajutoare de încălzire? Ne oprim la această sumă de care spune proiectul de ordonanță, adică 786 de lei. De la 786 de lei e ok? Adică oamenii pot suporta? Am văzut expertul în probleme sociale din România, respectiv pe domnul Lăzăroiu, fiind foarte aprig pe acest subiect și exprimând chiar niște puncte de vedere, stabilind dânsul cât de sărac este populația României și că marea majoritate sunt mai bogați decât cei săraci. Făcând niște calcule, având în vedere niște venituri, stabilind acel buget al familiei, mi s-a părut o glumă raportat la ceea ce se întâmplă. Tot domnul Lăzăroiu este foarte exact în ceea ce privește primarii care acordă aceste subvenții. Din punctul nostru de vedere, undeva la 1.400.000 de oameni din această țară beneficiază de aceste subvenții. Prin această măsură vor mai rămâne undeva cam la 330-340.000 de cetățeni ai României care vor beneficia cu adevărat de această măsură, iar restul se vor pierde undeva pe drum, oameni care au venituri mici. Deci măsura luată de către guvern prin această formă și această abordare puerilă din punct de vedere al strategiei Ministerului Muncii este greșită și este eronată. Totuși, să nu uităm că prețul la gaze crește, prețul la combustibili cresc. Aceste subvenții, pe acest fond de creștere, nu vor acoperi creșterile care vor avea loc și aceste familii din municipiul Cluj-Napoca, în general în zona urbană, că în zona rurală lucrurile stau altfel. Acolo oamenii au alte surse de încălzire. În zona urbană este tragedia. Vor fi loviți în condițiile în care avem exemple și în capitală și în alte zone din țară în care regiile statului și în mod special cele care lucrează cu cei care beneficiază de curentul electric, spre exemplu, sunt zone de unde se pierd foarte mulți bani. Sunt firme private, am și exemple, mi-am și notat, tocmai de aceea am venit aici la dumneavoastră în studio, avem exemple, de exemplu Metrorex-ul cumpără curent de la o firmă de apartament cu 3 angajați și prețul plătit este de 2 ori mai mare decât la producătorul tradițional al statului. Haideți în condițiile în care, revenind la Cluj, este o problemă națională. Este o problemă națională. Pe exemplu este acela că cresc prețurile la gaze și la produsele de bază, cum ar fi carburanții și așa mai departe. Dacă cineva crede că prin aceste subvenții populația este salvată și nu are niciun gând la iarnă, se înșală. Oamenii vor avea mari probleme în a-și plăti regiile. Aș plăti regia de termoficare, aș plăti curentul, aș plăti gazul și așa mai departe. Domnule Lazlat, este în o secundă și închei, este o politică greșită care ar fi trebuit să se ducă, după părerea mea, în zona producătorilor de energie, chiar și în zona Federației Ruse. Ceea ce va conține acest proiect, eu de obicei aștept să văd cum va ieși sub forma finală și atunci voi fi disponibil să discutăm pe marginea ei. Prioritățile noastre au mers pe mai multe paliere. Una, modernizarea facilităților de încălzire, inclusiv scăderea costurilor salariale, deci trebuie să vă spun că la ora actuală aproximativ 11-12% din curentul electric folosit de municipalitate este produsă de către regia noastră. Al doilea palier a fost accentuarea demersurilor în vederea reabilitării termice a blocurilor și cred că suntem fruntași în această pipă la nivel național. Mai e mult de lucru în municipiu, domnul Bicic. Al treilea palier este ca să ne revizuim și noi, la rândul nostru, această bază de date a celor care ne-au solicitat
acest ajutor de încălzire. Și vă spun și de ce. Pentru că avem o problemă. 78% din populația municipiului stă la bloc. Sunt o serie de probleme legate de proprietăți. Proprietar este unul, stă altcineva, fiind un oraș și universitar. De multe ori, în anii precedenți, o bună parte din solicitanți au fost cei care stau în chirie, în diferite forme, legal, nelegal, nu vreau să intru în prea multe amănunte. Iar atunci când s-au clarificat aceste aspecte, numărul solicitanților a scăzut drastic. Intenția noastră este să nu ne atingem de aceste prețuri. Oricum, decizia îi aparține Consiliului și e puțin probabil ca la ora actuală Consiliul să decidă să fie de acord să modificăm aceste prețuri, pentru că ne putem permite. Cu riscurile de rigoare, spunând de această problemă, vreau să vă întreb următorul lucru. Deci, avem pe de-o parte subvențiile care sunt însuportate de guvern și de bugetul local. Și avem doi, ajutoarele de încălzire pe care le primesc oamenii săraci. De acord cu chestiunea asta. Dar de ce să plătesc eu din taxele și impozitele mele subvenții pentru persoane care stau foarte bine financiar, nu? Și care refuză să plătească prețul de producție al regiei autonome de termoficare, care este 351 de lei, și plătesc doar 165 de lei pe gigacalorie, beneficiind o subvenție foarte generoasă. De ce se întâmplă chestiunea asta? Și nu sunt discriminați pe această cale cei care locuiesc în blocuri noi, de exemplu, care nu au, nu sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire? Sunt de acord. Nu e o discriminare? Cei care se încălzesc cu gaz, de ce n-ar beneficia de subvenții? Beneficiază. De ajutor, de încălzire, dacă situația materială... Bun, dar eu vorbesc... Metodologia, cred că este foarte important de explicat metodologia. Eu vorbesc de persoanele cu venituri mari, acum. Nu, care nu beneficiază de ajutoare de încălzire, ci de subvenții, prin faptul că primăria nu vinde această energie la prețul real celor care își permit să o plătească. Una din problemele care au fost discutate se referă la acest aspect care mi l-ați ridicat. Nu vă ascund din... Mă rog, nu ascund în fața opiniei publice că una din variantele de lucru care au fost discutate ca să menținem această sumă de ajutor acordat acestei regii, dar să rezolvăm și aceste probleme. Pentru că chiar în prima mea intervenție v-am amintit două aspecte. Ce facem atunci când funcționează o firmă într-un apartament la bloc? Ce facem? La ora actuală sau conform legii sau vechii legislații, beneficiază, dacă este racordat la sistemul de subvenții. Beneficiază de subvenții. Deci o firmă cu un profit foarte mare beneficiază ca indiferent, și... Indiferent. Dacă este racordată la acel sistem, la acest sistem, atunci beneficiază de un preț subvenționat. A doua problemă este cea legată de veniturile pe familie și a treia problemă, cum egalizăm acest aspect, pentru că nu există numai blocuri făcute înainte de 89, pentru că există și blocuri făcute după aceea sau locuințe colective, numiți-le cum doriți dumneavoastră, unul beneficiază și celălalt nu beneficiază. Și aceste aspecte încercăm să le punem și să le balansăm și să ajungem la o normalitate. Dar un alt aspect, și da, dumneavoastră ați mai atins încă un lucru și apropo de celelalte orașe mai mari sau municipii. De foarte multe ori constat că în această țară avem o lege și este diferit pusă în aplicare într-o parte sau alta a țării. Să știți că regia noastră nu are nici măcar un leu datorie la furnizorii de gaz față de alții și nu vreau să-i nominalizez, care în viața lor n-au plătit niciun metru cub. Da. Și de obicei acest lucru se întâmplă în municipiile din Transilvania. Înțeleg. Dilema morală a social-democratului. Care ar putea fi asta? Să beneficieze toată lumea în mod egalitarist de această subvenție pe care o plătește primăria la încălzire sau să plătească primăria această subvenție doar în cazul celor care au nevoie într-adevăr de ajutor? E normal să beneficieze toți aceia care se află în nevoie. Este anormal să beneficieze de o astfel de măsură cei care au 1 milion de euro
să spunem, venituri într-un an de zile. Ce veți face dumneavoastră PSD pentru a schimba această stare de fapt? Este o metodologie de aprobare în Consiliul Local. Consilierii locali PSD cu siguranță nu vor lovi categoriile sociale defavorizate. Cu asta cred că v-am dat un răspuns. Da. Păi, prin definiție avem 3 consilieri locali, ca să o reduc din 27. Din cei 27 de consilieri locali, cei trei consilieri locali ai PSD-ului... Deci niciodată nu au pus problema asta, că prețul de producție de 351 de lei nu este plătit la Cluj de nici o persoană, indiferent cât de mulți bani are în cont. Și că toată lumea beneficiază de subvenția Consiliului Local și a bugetului central. Nu este o lege națională. Este o lege și este un cadru legal în care operează consilierii locali și Consiliul Local. Este o lege. Dacă noi din municipiul Cluj-Napoca... O secundă să vă spun ceva. Acea lege tocmai o să dispară. Că guvernul nu va mai plăti subvenția. Dar domnul Lăzăroiu, înainte să facă că această lege să dispară, trebuie să consulte autoritățile locale. Domnul Băsescu a spus nu, dar au spus când a anunțat reducerea salariilor bugetarilor, că urmează așa ceva. Dar vă întreb pe dumneavoastră, că dispare legea asta care spune îi subvenționăm pe toți în mod egal, indiferent de venituri. Ce veți face la Cluj? Veți accepta varianta aceasta ca primăria să acopere această gaură lăsată de bugetul central și să ofere în continuare energie la același preț redus? Sau la veți propune... La unii. Sau la unii... Deci aici primăria... Li se va trimite factura cu prețul aici primăria, între. Aici primăria va trebui să facă ca și o anchetă socială, văzut exact. Fiecare ce venituri au, în ce condiții se încadrează, cine este nevoie și acela va primi. Mi se pare anormal să primească cineva care are venituri, să spunem, de 1000 de euro pe lună să primească aceste subvenții. Nu este normal. Pentru că avem foarte... Dar oricum să nu ne facem iluzii. În acest oraș sunt foarte mulți oameni săraci. Dar vă dau cuvântul, Consiliul eu, local, în sensul acesta nu, am înțeles că merg discuțiile. Eu vă spun, nu știu în ce sens merg discuțiile. Că toată lumea va beneficia de această subvenție. Ascultați-mă, sunt foarte mulți oameni săraci în acest oraș. Eu nu vorbesc de oamenii săraci. Eu vorbesc de oamenii săraci. Eu de oamenii bogați nu vreau să vorbesc. Noi reprezentăm oameni săraci în cea mai mare parte pentru că suntem de stânga. De felul nostru. Sunt oameni care fac bani și trebuie sprijiniți în zona IMM-urilor, dar sunt oamenii săraci care trebuie să beneficieze. Aceștia se află în nevoie. Eu nu sunt îngrijorat de cei care au venituri mari. Nu este îngrijorarea mea. Îngrijorarea mea este să reușesc să îmi securizez oamenii care se află în nevoie. Și asta dar este atributul autorității sunteți, locale. Domnule George, păi nu interesat de modul în care se gestionați banii publici. E adevărat? Sunt interesat de felul în care este gestionat banul public. Și dacă banul și public pun, merge pe subvenții pentru oamenii care au mulți bani. Încă ce o dată asta? Vă spun că nu este în regulă. Bun, și vă întreb ce veți face. Nu vă vota, invocați o lege națională, nu vă vota, pentru că n-ați făcut nimic până acum. Cum să votăm o lege națională? Stați puțin, că întâi... Ați invocat-o ca scuză. N-am invocat-o ca și scuză. Este o lege pe baza căreia s-au dat aceste subvenții. Noi discutăm de un consiliu local. Despre ce vorbim aici? Consiliul local nu putea să modifice o lege printr-o hotărâre de consiliu local care ar fi fost în ilegalitate. Despre asta vorbesc. Acum, fiind lucrurile puse la acest fel, în acest fel, Consiliul Local va trebui să decide și să analizeze foarte bine. Sunt curios, pentru că urmează campania electorală. Sunt curios ce se va întâmpla în Consiliul Local cu chestiunea asta. Domnule viceprimar, ce credeți că ar putea urma? 30 de secunde, vă rog, că mai avem un mic subiect. Da? Părerea mea este că interesul fiecăruia dintre noi, indiferent de ce culoare politică au consilierii noștri, să rezolvăm această problemă și să ajungem la o echitate socială. Unde să existe și elementul solidarității, dar în același timp și cel care are nevoie să beneficieze. Un al treilea aspect care nu vreau să vă complic acum gândurile, este cea legată ce facem cu aceia care au plătit la timp toate costurile aferente, fără penalități, pentru că una din marile probleme cu care s-a confruntat regia este tocmai adunarea unor datorii destul de mari la unele asociații. Și atunci, cei care s-au achitat de datorii la timp, cum îi compensăm dacă vrem să ajungem la o rezolvare a acestor situații? Nu mai oricum, putem trebuie analizat. Aici sunt niște chestiuni sociale care nu mai avem timp și vreau să mai discutăm de un eveniment dramatic care s-a întâmplat acum la Cluj. Ați pierdut un coleg de partid, pe domnul deputat Palfi Zoltan.
Da. Am pierdut un coleg și un prieten și odihnească-se în pace. Deci, domnul Palfi a fost într-o situație critică timp de 2 săptămâni, în condiții în care tot personalul medical și familia a făcut tot ce era posibil în astfel de situații, dar, din păcate, a pierdut această luptă și nu mai este printre noi. Am înțeles că a avut probleme pe fondul unei boli pe care n-a identificat-o la timp, și anume diabetul. Da, de obicei, la această vârstă, de multe ori debutează sub această formă. Mă rog, nu pot să vă spun diagnosticul, îmi cer scuze în fața telespectatorilor. A ajuns într-o situație critică la serviciul de urgență. S-a intervenit cu niște forțe aproape supraomenești, dar din păcate evoluția a fost nefavorabilă. Da. Condoleanțe dumneavoastră și familie. Familie, în primul rând. Da, da, și eu aș dori să transmit condoleanțe familiei, cu atât mai mult cu cât eu personal am fost prieten de familie cu fata dânsului, Ildi, și sunt alături de ei. E un moment greu, în general, pentru cine pierde. Dânsul era și bunic, și soț, și tată. Și sunt momente grele pentru... Dacă îmi permiteți aici să interveni, deci ceea ce se știe mai puțin de domnul deputat. Domnul deputat este unul din membrii fondatori ai UDMR Cluj. Așa este. O bună parte a situației în care ne aflăm îi se datorează. Foarte mulți ani dânsul a fost secretarul organizației, cu o capacitate organizatorică ieșită din comun și cu o capacitate, mă rog, de a interacționa cu oamenii. Rare ori am întâlnit astfel de oameni. Și în decurs a 21 de ani a avut diferite funcții în organizația județeană. În perioada 2004-2008 a fost vicepreședinte al Consiliului Județean și din 2008 deputat. O să îi ducem lipsa. Mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Domnilor, mulțumesc pentru atenție. Seara bună, la revedere!